dezvoltarea locală, cu educația, cu sănătatea, cu mediul, toate lucrurile care privesc viața de zi cu zi a oamenilor. Și eu o să vă rog pe fiecare ministru să fiți prezenți, să mergeți mai mult în teritoriu. Am vorbit cu câțiva dintre miniștrii care se duc și văd la fața locului ce se întâmplă și în Neam, și în Sălaj, și în Olt. Și dacă stați aici în birouri și vă uitați la televizor, nu o să fiți buni miniștri și nu o să vă faceți treaba. Și vreau doar să vă rog pe toți să ne facem datoria față de cei care ne-au votat, față de ceilalți, și să ținem această direcție în care au crescut pensii, au crescut salarii, am deblocat fonduri europene, am investit și investim mai mult în sănătate și în educație, să-i apărăm pe oameni de cei care au făcut exact invers în 2010-2011. Legat de asta, vreau să anunț că avem pe ordinea de zi, că asta e, tot îndreptăm lucruri, o ordonanță de urgență pentru a opri efectele unei ordonanțe din 2011 care ne-a dus să impozităm copiii pentru alocațiile pe care nu le încasaseră. Și domnul ministru Vâlcu a venit, dar e o soluție temporară. Soluția de durată este din legislația fiscală, care vin din urmă acum, și putem să rezolvăm și problema farmaciștilor, care acum sunt sau nu sunt într-un fel sau alt impozitați, și a transportatorilor, unde iarăși s-a creat foarte multă instabilitate. A drepturilor de autor, vreau să terminăm o dată cu drepturile de autor, să nu mai trimitem oameni în instanțe să judece cu ANAF-ul. Vreau să scrie foarte clar în codul fiscal. Vă rog pe toți că aveți domenii, bun, ministrul finanțelor este cel care lucrează, dar fiecare aveți domenii, să știți că sunt medici care au un anumit regim juridic și lucrează ca persoane fizice autorizate, domnul ministru la transportatori, la profesorii care au alte tipuri de contracte. Vreau să facem un codul fiscal să știe foarte clar toată lumea de la 1 ianuarie 2016, dar așa, pe înțeles, oricui are 10 clase, ce taxe plătește, și să nu mai vină ANAF-ul peste 3 ani, peste 5 ani, peste 7 ani să înceapă să recalculeze din urmă tot felul de lucruri. Deci ăsta este proiectul cel mai important și vă rog, 15 februarie, cel mai târziu, 20 februarie, domnul ministru, vreau să veniți în prima lectură cu nou cod fiscal și cod de procedură fiscală. Iar, sigur, îl trimitem în Parlament, încercăm să avem dialog, dacă vor cei de la opoziție să avem dialog, dacă nu vor să avem dialog, îl adoptăm și facem lucrurile cum trebuie. Și domnul ministru Rus, vă rog să faceți în Parlament, cine vrea să discute despre master plan, discută. Eu cred că am făcut bine cu apelul la dialog. Dar acum nu o să stăm dacă nu vor să dialogăm. Le prezentați tot master planul tuturor celor care sunt serioși, sunt responsabili despre această țară, după care îl adoptăm și îl trimitem la Bruxelles ca să putem să avem aprobat programul operațional infrastructură mare în timpul cel mai scurt. Mulțumesc celor de la presă. La final, dincolo de aceste, să zic, decizii referitoare la lucrurile care vin din trecut pe partea de fiscalitate, dacă sunt alte decizii importante legate de ceea ce avem astăzi în dezbatere, o să vă comunicăm. Mulțumesc celor de la presă și să ne apucăm de treabă. Victor Ponta, în debutul ședinței de guvern, o ședință în care astăzi ar trebui să se adopte ordonanța de urgență prin care se remediază situația plății impozitului pentru alocația copilor. Sigur, mai multe domenii anunțate de Victor Ponta și mai multe hotărâri.